Continuăm și în seara aceasta preocuparea în ceea ce privește creșterea copiilor pe segmentul acesta de vârstă, de la 7 la 12 ani. Data trecută s-a avut în vedere dezvoltarea copiilor pe latura aceasta fizică și pe latura emoțională. În ce mă privește, voi încerca să ating câte ceva în ceea ce privește dezvoltarea intelectuală și dezvoltarea socială. Vă spun încă de acum că nu o să spun tot ce se poate spune despre lucrurile acestea, nici nu mi-am propus. Vreau doar să aduc înaintea dumneavoastră câteva îndemnuri, câteva principii, câteva lucruri care le-am putut spicui de la oameni ai lui Dumnezeu care au fost preocupați de acest lucru și înainte de toate, aș vrea să plecăm de la o bază biblică, pentru că, pe bună dreptate, poate în mintea vreunui părinte sau al cuiva din sală, se naște întrebarea de unde această împărțire, de unde această, eu știu, mod de abordare a cuvântului. Avem oare undeva în Biblie vreun loc care să ne facă să fim preocupați de abordarea aceasta diversă pe latură fizică, intelectuală, socială și așa mai departe? Și sigur, cred că cu toții ne-am dus cu gândul la versetul din Evanghelia după Luca, la capitolul 2, și deși s-a mai citit de multe ori versetul acesta, aș vrea să recitesc versetul 52. Luca, capitolul 2, versetul 52, verset care ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos exact în perioada aceasta sau la sfârșitul acestei perioade de vârstă pe care o avem și noi în vedere, la vârsta de 12 ani, și se spune aici despre Domnul Iisus Hristos: Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iată așadar cele patru dimensiuni foarte clar prezentate aici. Domnul Iisus se dezvolta sau creștea în înțelepciune, aspectul acesta sau latura aceasta intelectuală. Se dezvolta în statură, aspectul fizic, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, deci creștea din punct de vedere aspectul acesta dezvoltării spirituale și înaintea oamenilor. Și din punct de vedere social el se dezvolta. De ce am ținut să reamintesc aceste detalii din viața Domnului Iisus Hristos? Pentru că am toată convingerea că dezvoltarea aceasta echilibrată și sănătoasă a copilului Iisus, sau la dezvoltarea aceasta sănătoasă și echilibrată, Maria și Iosif au avut și ei rolul lor. Citim noi tot în capitolul 2, la versetul 39, după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria, și se spune mai departe, vedem niște părinți preocupați care să împlinească tot ceea ce îi învăța legea lui Dumnezeu în ceea ce privește creșterea copiilor. Și am toată convingerea că Iosif și Maria au fost preocupați ca să poată, atât în ceea ce privește pe Domnul Iisus, dar nu mă îndoiesc că și la următorii copii, la frații Domnului Iisus Hristos, să aplice aceleași principii de viață. Și sigur, noi ne bucurăm când vedem astfel de rezultate și fiecare ne-am dorit să avem copii care să semene încă de mici cu Domnul Iisus Hristos, și este bine și este necesar să ne dorim lucrul acesta, dar cred că mai înainte de aceasta ar trebui să ne dorim ca și noi să semănăm cu acei părinți care au ajutat și au contribuit la o astfel de dezvoltare echilibrată și armonioasă. În timp ce mă gândeam la aceste două aspecte, dezvoltarea intelectuală și dezvoltarea socială, mă gândeam că toți ne dorim să avem copiii, nu-i așa, cei mai deștepți, cei mai bine pregătiți, cei mai buni în eu știu ce domeniu, cei mai. Și este un lucru bun până la un anumit punct, dar stai și mă gândeam, care este de fapt motivația pentru care ne dorim lucrul acesta? De ce vreau ca, eu știu, copilul sau copiii mei să fie cei mai buni? Sigur, fiecare ne putem da răspunsul, nu o să îl fac eu în dreptul dumneavoastră, dar mă gândeam, deseori cred că există o mândrie undeva pe care încercăm noi să o ținem ascunsă și practic noi încercăm să cerem de la copiii noștri tot mai mult și să investim în ei tot mai mult doar de dragul de a putea să ne afișăm în fața celorlalți, să spunem, vezi ce copii deosebiți am eu, vezi ce părinte deosebit sunt eu, pentru că uite, am reușit să fac cu tare și cu tare lucru. Sigur, nu vreau să generalizez lucrul acesta, dar cred și am văzut deseori lucrul acesta. Părinți care încearcă prin ceea ce, eu știu, au
investit în copiii lor, de fapt, este să se afișeze în fața celorlalți cu ei. Și acesta este un lucru greșit și vorbind în această seară despre dezvoltarea intelectuală și socială pe care trebuie să o urmărim în copiii noștri, aș vrea să trag acest semnal de alarmă, nu cumva mândria din inima noastră de părinți să fie ceea ce ne provoacă în a investi și a ne preocupa ca, eu știu, copilul nostru poate să fie cel mai bun din clasă la nu știu ce materie sau la nu știu ce activitate. Așadar, un prim gând, care este motivația pentru care dorim să investim în copiii noștri și să-i vedem că sunt în prima linie. Apropiindu-mă de acest prim aspect pe care îl voi aborda, dezvoltarea intelectuală, la copiii, pe etapa aceasta de vârstă, între 7 și 12 ani, practic este etapa când copiii părăsesc căminul, părăsesc pentru, eu știu, un anumit număr de ore casa unde au fost protejați, unde au fost filtrate toate informațiile care li s-a dat și dintr-o dată sunt expuși într-un colectiv, merg la școală și acolo sunt alții cei care contribuie la sunt și alții care contribuie la dezvoltarea lor intelectuală prin informațiile care li se dau, fie că vorbim de profesori, fie că vorbim chiar de cadrul acesta de colegi, de copii de aceeași vârstă pe care îi întâlnește la școală. Și o primă dificultate sau un prim aspect pe care aș vrea să ne gândim împreună în seara aceasta este ce se întâmplă atunci când copilul primește sau se lovește la școală în această etapă, așa cum spuneam, de învățături sau idei sau filozofii contrare cu ceea ce noi ne-am chinuit poate 7 ani de zile sau 8 ani de zile să-l învățăm în cadrul familiei. Sigur, unii părinți așa au găsit cu cale că să rezolve această problemă prin instituirea și am înțeles că și în România se poate lucrul acesta prin a face cu copiii homeschooling. Și practic nu și-au mai înscris copiii în cadrul acesta instituțional de școală și fac școală cu copiii acasă. Este o soluție și este o alternativă pe care unii, chiar și din adunarea noastră, au adoptat-o. Slavă Domnului pentru cine a primit această încredințare, dar ce facem cu noi ceilalți care n-am primit această înțelegere și nu avem această posibilitate de a putea face cu copiii noștri școala acasă? Și oamenii lui Dumnezeu care au fost preocupați de aspectul acesta al conflictului dintre idei, dintre filozofii, dintre, dacă vreți, dintre învățătura pe care părintele credincios o oferă copilului timp de 7-8 ani și dintr-o dată șocul pe care îl poate întâmpina copilul când merge, eu știu, la școală și dintr-o dată aude că nu Dumnezeu l-a creat pe om, ci se spune că omul se trage din maimuță. Și copilul poate fi șocat să zic, stai, cine are dreptate? Are dreptate învățătorul sau învățătoarea sau are dreptate mama și tata care mi-a citit din Biblie și mi-a spus că Dumnezeu l-a creat pe om? Cred că un prim pas pe care ar trebui să-l avem în vedere sau un prim lucru ca și părinți responsabili care dorim să atenuăm cât mai mult șocul acesta dintre învățătura lumii și învățătura Bibliei ar fi acela de a putea preveni astfel de șocuri în viața copiilor noștri și această prevenție o putem face prin aplicabilitatea învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu la modul cel mai practic în orice domeniu al vieții. Concret, un mod de succes pe care oamenii lui Dumnezeu pentru a putea feri copiii noștri și a-i proteja de cultura lumii acesteia este acela de a putea discuta cu ei ceea ce învață Biblia de diferite aspecte ale vieții și ceea ce vine lumea și ne îi învață ca și ca fiind adevărat sau ca fiind standard de viață. Spuneam, am dat exemplul acesta, de exemplu, cu cine l-a creat pe om sau cum a apărut omul. Ăsta este doar un subiect, dar m-aș referi la el pentru ca să putem înțelege, eu știu, poate și celelalte exemple de astfel de discuții.
Dacă noi suntem preocupați cu copiii noștri în a investi și a învăța zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu și, așa cum spuneam și altădată, împărtășiile care le avem împreună, putem discuta, nu doar să citim la modul mecanic un text din Biblie și apoi închidem Biblia repede pe genunchi și apoi fiecare la culcare, ci dacă ne facem și timp să discutăm din ceea ce am citit și cum putem aplica în viața noastră ceea ce am învățat, putem dezvolta în mintea copiilor noștri, chiar dacă sunt mici, lucruri sau adevăruri care să se întipărească profund în mintea lor. Și aceste adevăruri, atunci când vor fi confruntate cu învățătura lumii, când se vor afla, eu știu, poate în cadrul acesta școlastic și li se va spune altceva decât ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu susține, ei se poate să facă diferența și se poate să înțeleagă ceea ce este adevărat de ceea ce este fals sau mincinos. Lucrul acesta, sigur, nu putem să le dăm o listă la copii noștri și să spunem, uite, dacă vei fi învățat asta, va fi greșit, asta este greșit. Nu prin liste și prin modul acesta, eu știu, foarte mecanic putem să-i protejăm pe copiii noștri, ci prin întipărirea în mintea și în inima lor a cât ori mai multe adevăruri biblice. Și acel adevăr din inima lor îi va face în stare să poată să facă diferența între ce înseamnă minciuna lumii și ceea ce înseamnă adevărul lui Dumnezeu. Aș vrea să dau un exemplu de niște copii care au crescut în astfel de familii, care au inoculat în mintea și în inima lor învățăturile sfinte și care la un moment dat au fost puși în situația de a se confrunta cu filozofiile lumii, cu învățăturile lumii, și acești copii au știut să aleagă întotdeauna adevărul, pentru că în inima lor a fost întipărit ceea ce trebuia. Și m-aș referi la un exemplu din Biblie, chiar dacă vorbim de niște copii poate puțin mai mari decât etapa aceasta de vârstă, exemplul nu cred că este greșit, și aș vrea să ne aducem aminte de Daniel și de cei trei tineri, Azaria, Mișael și Hanania. Se pare că ei aveau undeva în jur de 14-15 ani atunci când au fost luați robi în Babilon, dar diferența față de 12 ani, vârsta de care noi discutăm, nu este foarte mare, de aceea am luat acest exemplu. Gândiți-vă la acești tineri, ne spune cuvântul în cartea Daniel, au fost luați în robia babiloniană și pentru că aveau primul criteriu pentru care au fost selectați în primă fază, spune cuvântul că erau frumoși la chip, aveau un fizic deosebit, deci se pare că din punct de vedere fizic se dezvoltaseră ok până la vârsta aceea. Primul criteriu îl trecuseră. Apoi ne spune cuvântul că un alt criteriu care l-au avut în vedere oamenii împăratului din Babilon a fost acela al înțelepciunii, sau, dacă vreți, la ceea ce discutăm noi în seara aceasta, al dezvoltării intelectuale. Și din acest punct de vedere ne spune cuvântul că acești patru tineri erau sclipitori, erau deosebiți. Și, sigur, pentru că vorbim de niște oameni străini de învățătura a Cuvântului Dumnezeu, se pare că ei s-au oprit la criteriile acestea, n-au mai urmărit și alte criterii. Însă îl vedem pe Daniel și pe cei trei prieteni ai săi, că deși au fost confruntați cu filozofiile și cu învățătura lumii, lucruri poate străine până atunci de ei, poate că auziră și ei de la părinți, păi există un popor babilonian care este păgân până în măduva oaselor, care se închină la chipuri cioplite de din aur, care au fel și fel de, eu știu, învățături cu privire la viață, la standardul de a trăi și așa mai departe. Și cu toate acestea citim că Daniel și cei trei prieteni, spune acolo cuvântul, s-au hotărât să nu se spurce. Cine? Niște copii. Niște copii s-au hotărât să nu se spurce. Am putea spune noi, sigur, copiii sunt prea mici ca să facă diferența între adevărurile Bibliei și filozofiile lumii. Da, din punctul nostru de vedere, dar atunci când adevărul lui Dumnezeu este în mintea și în inima unui copil, adevărul lui Dumnezeu va fi cel care va face diferența. Nu iscusința mea de părinte, care îl voi învăța poate ceea ce este bine și ceea ce este rău, dar cu anumite limite, pentru că, așa cum spuneam, nu putem să înșirăm liste întregi ce e bine și ce e rău și să-i învățăm ca pe o poezie pe copiii noștri. Dar Dumnezeu va face ca adevărurile sale, care sunt sădite în inima copiilor noștri, să facă diferența. Și când Daniel și cu cei trei prieteni au fost confruntați, de exemplu, ne spune acolo cuvântul, trebuiau să facă un lucru aparent banal. Să mănânce niște bucate, o mâncare care, în fine, înțelegem că era o mâncare care fusese închinată zeilor și era necurată. Și Daniel și cu cei trei prieteni știau din casa părintească, noi nu trebuie să mâncăm. Chiar dacă am schimbat mediul, chiar dacă nu mai este cu noi mama și tata, noi trebuie să respectăm ceea ce am fost învățați de părinții noștri.
Repet, erau niște copii, niște adolescenți. Și mai mult, dacă urmărim istoria lor, ei vor crește la, la școlile din Babilon. Vor fi învățați la școlile din Babilon și îl vedem pe Daniel că învață pentru că va ajunge mai târziu, practic, prim-ministru sau, dacă vreți, conducătorul întregului imperiu. Ori a avut nevoie și el de o pregătire școlastică. Și cu toate acestea, Daniel nu își alterează sau nu este afectat de învățătura pe care a primit-o în cadrul familiei. De aceea mă gândeam, noi îl, sigur, ne bucurăm și îi privim ca eroi pe Daniel și pe cei trei prieteni, dar cred că merită în seara aceasta să ne gândim la părinții care a avut Daniel și cei trei prieteni, părinți care au fost preocupați de a implementa în inima și în mintea copiilor lor cuvântul lui Dumnezeu. Și au fost interesați ca dincolo de lucruri, pentru că citim acolo în cartea Daniel că erau mai înțeles decât toți tinerii de aceeași vârstă. Deci se pare că atât Daniel cât și ceilalți trei prieteni ai săi nu erau doar buni în ceea ce privește, eu știu, știau legea lui Dumnezeu. Și în celelalte aspecte sau materii, dacă vreți, ale vremii, erau destul de pregătiți, erau destul de inteligenți, pentru că ne spune cuvântul că îi întrecea înțelepciune pe toți ceilalți. Erau de 10 ori mai pricepuți. Aceasta ne arată faptul că tinerii aceștia au fost pregătiți să facă față filozofiilor lumii, filozofii greșite, filozofii mincinoase, încă din cadrul familiei, familiilor lor. Acesta este un prim aspect la care m-am gândit să ne gândim în seara aceasta atunci când ne gândim la dezvoltarea intelectuală. Ne dorim ca copiii noștri să devină, eu știu, numărul unu, nu știu, să termine școala, să luăm premiul întâi, să termine clasa întâi, a doua și așa mai departe. Ne dorim ca, eu știu, să facă o facultate, să devină, eu știu, niște buni meseriași în orice domeniu ne gândim noi. Este foarte bine lucrul acesta, dar să nu uităm că, dincolo de pregătirea aceasta intelectuală sau școlară, care, eu știu, învață matematică, cât fac unul și cu unul, au nevoie, în primul rând, de învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu. Încercând să separăm cele două lucruri, încercând să facem această separare între ceea ce înseamnă învățătura biblică sau ceea ce noi trebuie să punem în inima copiilor noștri și pregătirea aceasta școlastică nu o face altceva decât în mintea și în inima copiilor noștri decât ei să gândească, a, pe acasă atunci sau la adunare mă port într-un fel, gândesc într-un fel, avem de-a face cu un anumit domeniu de activitate, iar la școală, pentru că se învață altceva și pentru că este altceva, pot să fiu oricum cum doresc eu. Cred că trebuie să privim dezvoltarea intelectuală a copiilor noștri, dincolo de, eu știu, de a ajuta să învețe matematică, română și alte limbi străine sau eu știu ce altceva, să putem împreună cu acestea, să putem implementa în copiii noștri învățătura Cuvântului Lui Dumnezeu, adevărurile Bibliei, care îi va face în stare să facă diferența între ce învață lumea și este nepotrivit cu Cuvântul Lui Dumnezeu și ceea ce trebuie să rămână ei ca și învățătură pe care să o urmeze. Sigur, din punct de vedere psihologic, în perioada aceasta de vârstă, între 7 și 12 ani, chiar psihologii creștini spun că trebuie să urmărești la copil, eu știu, acele piedici care sunt în viața sa și nu îl lasă să se dezvolte ca ceilalți copii. Pentru că trebuie să recunoaștem, nu toți copiii au aceeași capacitate de a învăța. De exemplu, dacă mergi la școală, în aceeași clasă, deși din punct de vedere fizic toți sunt la același nivel, din punct de vedere al intelectului, unii au un intelect mai dezvoltat, sunt mai ageri, prind mai repede, li se spune doar o dată și au prins deja și știu să-ți reproducă fără probleme. Altora trebuie să le repeți, trebuie să, eu știu, să te ocupi îndeaproape, poate într-un mod individual, dar nu cred că aceasta este lucrul cel mai important. Cred că, dincolo de aceste aspecte care țin poate de psihologia copilului și pe care e bine să o cunoaștem, dar nu cred că acum este cadrul să o prezentăm, cred că nu trebuie să uităm acest aspect. Dorim dezvoltarea intelectuală a copiilor noștri din punct de vedere școlastic și vrem să fie cei mai buni, foarte bine, dar să nu uităm să fie cei mai buni credincioși, să fie cei mai buni, eu știu, poate dacă vreți, să fie un medic, cel mai bun medic, dar să fie credincios. Să fie cel mai bun, eu știu, inginer, dar să fie credincios. Este mult mai important decât multe alte, eu știu, țeluri pe care noi ni le propunem în viață.
M-aș opri aici cu aceste aspecte, sunt multe altele, așa cum vă spuneam, dar mi s-a părut interesant această provocare și cred că pentru fiecare părinte este mare provocarea aceasta, cum fac, cum contribui, cum îl pot ajuta pe copilul meu care merge la școală să facă față, eu știu, invaziei și avalanșei de informații negative care vin asupra sa. Singura soluție este prin Cuvântul lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l semănăm cu ritmicitate, cu stăruință, fără, eu știu, a face pauze, fără a da înapoi și fără a ne lăsa descurajați. Pentru că, așa cum vom vedea, vor fi poate și eșecuri. Vor fi poate și momente când copiii vor veni acasă și va spune: tată și mamă, uite ce am fost învățați și uite ce ni s-a spus, așa este, nu? Și parcă să ni se dea cu ceva în cap când auzim lucrurile acelea. Sunt și astfel de momente. Important este să nu uităm să-i aducem întotdeauna pe copiii noștri înaintea lui Dumnezeu, pentru că doar El este Cel care poate lucra la această dezvoltare intelectuală într-un mod echilibrat. Pot să aplic eu cele mai bune metode, cele mai bune rețete, dacă pot să le numesc așa, doar Harul lui Dumnezeu este acela care poate să-L facă pe copiii noștri niște copii credincioși care să se dezvolte sănătos și armonios. În ce privește dezvoltarea pe direcția aceasta socială, mi s-a părut interesant ceea ce subliniază oamenii care au fost preocupați cu această perioadă de vârstă, și anume dorința sau nevoia în această perioadă de timp, între 7 și 10 ani, de a se relaționa, de a-și face prietena copiilor. Și era această încurajare pentru noi ca și părinți să putem să-i ajutăm pe copiii noștri să-și facă prieteni în această perioadă de vârstă. Și pentru că nu e așa, de multe ori copiii noștri și-ar face prieteni, nu știu, parcă e un făcut, pe cei mai răi copii cu care vin în contact. Am observat lucrul acesta și în propria experiență și așa, cunoaștem, cred că și noi, foarte bine situația. Ca părinți avem responsabilitatea să putem să-i ajutăm pe copiii noștri să-și facă prieteni, dacă se poate, dintre copiii care împărtășesc aceleași adevăruri, care împărtășesc același stil de viață, aceleași, dacă vreți, năzuințe. Sigur, nu putem să controlăm în totalitate acest proces de prietenie, pentru că vor merge la școală, vor merge în alte medii și unde poate nu vor fi copii ai altor credincioși și atunci, da, copiii noștri trebuie să se relaționeze, trebuie să-și facă prieteni, însă ca părinți avem această responsabilitate să putem veghea asupra prieteniilor pe care copiii noștri încă mici și le fac. Trebuie să-i încurajăm la aceasta, pentru că, spun cercetătorii, s-a constatat că acei copii care până în vârsta de 12 ani nu și-au făcut prieteni, pe măsură ce se dezvoltă și cresc, va fi din ce în ce mai greu să-și facă prieteni. Și chiar personal cunosc pe cineva, părinții unui tânăr la 19-20 de ani, singur la părinți crescut, care tot timpul a fost cam izolat, a fost doar el și calculatorul, se plângea și îmi spunea că, știi, uite, nu știu ce să fac cu băiatul meu pentru că nu-și face și el prieten, mă gândesc că trebuie să însoare și el și el n-are nici măcar un prieten, dar amită prietenă. Sigur, stăteam și mă gândeam, nimic probabil ne la locul lui, pentru că copilul acesta n-a fost încurajat să-și facă prieteni atunci când era mic. Stăteam și mă gândeam în ceea ce privește pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul nu ne spune multe detalii despre perioada aceasta din vârsta sa, dar stăteam și mă gândeam, cu siguranță Domnul Iisus Hristos a avut prieteni. De ce spun lucrul acesta? Chiar și în copilărie, pentru că îl vedem apoi când începe lucrarea publică la vârsta de 30 de ani, primul lucru care îl face sau printre primele lucruri care îl face, care este? Strânge la sine niște prieteni, niște prieteni apropiați. Așadar, înțelegem că dezvoltarea aceasta sănătoasă și armonioasă a Domnului Iisus Hristos, cred și am convingerea aceasta că s-a văzut și în copilărie, când a știut să se relaționeze cu ceilalți și a știut să aibă cercul său de prieteni. Sigur, mintea noastră putem să o lăsăm să gândească la lucrul acesta. Nu cred că greșim cu nimic. Copiii noștri au nevoie de cercuri de prieteni, de grupuri de prieteni care să se integreze încă de la această vârstă. Și de asemenea, un alt lucru pe care ar vrea să-l mai spun în ceea ce privește dezvoltarea socială și această direcție asupra căruia trebuie să fim atenți în această perioadă de vârstă a copiilor noștri, este că în
Această etapă este etapa când copiii noștri își iau modele de viață de cele mai multe ori din afara familiei. Sigur, ideal este ca copiii să poată să-și ia model de viață pe părinte. Dar dacă am fost atenți duminicile trecute, de obicei lucrul acesta se întâmplă până în vârsta de 7 ani. De obicei copiii până în 7 ani își doresc să fie ca tata sau ca mama și de multe ori îi vedem noi cum se încalță cu pantofii sau papucii noștri și au ușeau cu o haină de-a noastră și ei vor să zică sunt mama sau sunt tata. E, de la 7 ani la vârsta de, în perioada aceasta de după 7 ani, deja copiii noștri încep să-și iau repere sau modele de viață din afara familiei. Și de cele mai multe ori, dacă noi ca și părinți nu suntem atenți la ce fel de modele își iau copiii noștri, de multe ori e ajuns să-și iau modele starurile pe care lumea încearcă să le pună înaintea noastră. Și deși, eu știu, se bucură aceste staruri de o viață de succes, de cele mai multe ori aflăm detalii că duc de fapt despre aceste staruri, între ghilimele dacă vreți, că duc o viață găunoasă, o viață păcătoasă, o viață de exces, o viață, eu știu, care nici de pe departe nu este demn de urmat. Și de aceea cred că datoria noastră ca și părinți este nu neapărat de a interzice, eu știu, copiilor noștri, nu ai voie să-ți iei niciun reper, să-ți faci niciun erou, așa cum îi numesc ei, ci cred că datoria noastră și înțelepciunea noastră se vede atunci când îi vom putea ajuta să-și aleagă modele de urmat, demne de urmat, eroi, dacă vreți, de la care să aibă ce să învețe. Fie că vorbim poate de, eu știu, personaje biblice, fie că vorbim de oameni, eu știu, ai lui Dumnezeu, care sunt încă în viață, pentru că poate este mai dificil, eu știu, să spunem despre cineva care știm că nu mai este în viață, dar sunt atâția, eu știu, misionari. Ne-am gândit oare să punem înaintea copiilor noștri ca pe niște eroi, demn de urmat, pe misionari, atât care poate îi cunoaștem noi sau despre care citim în anumite biografii? De ce să nu se dezvolte copiii noștri cu un astfel de erou și de ce să-l ia erou, eu știu, pe nu știu ce star sportiv sau din muzică sau, eu știu, din filme sau așa mai departe? Responsabilitatea noastră ca și părinți în această perioadă este extrem de mare și în ceea ce privește modelele sau eroii pe care copiii noștri și aleg. Sigur, nu avem controlul, nu putem avea controlul și nu putem decide noi în locul lor, dar putem să-i îndreptăm și să-i ajutăm să învețe lucrurile pozitive de la oamenii aceștia. Iar dacă din nefericire s-au lipit sau s-au oprit asupra unor personaje care sunt negative din toate punctele de vedere, putem explica lucrurile acestea copiilor noștri, putem explica de ce nu este demn de urmat un astfel de om, de ce, eu știu, care este impactul negativ sau influența negativă care o poate avea asupra vieții sale. Sunt multe alte lucruri, vă mărturisesc că eu pe o hârtie aici aveam total alte lucruri pregătite să vă spun, dar stând la începutul adunării aici pe bancă, mi-am dat seama că creșterea copiilor, indiferent de ce etapă de vârstă vorbim, nu este o rețetă. Nu este ca la bucătărie când te duci și ai acolo, vrei să faci o prăjitură, ți se dă foarte frumos ingredientele, ți se mai spune și cum să le amesteci, deci nici măcar nu te lasă pe tine să decizi cum să le amesteci și apoi o bagi în cuptor și ai și prăjitura. Foarte simplu și vă mărturisesc că mi-aș fi dorit ca și în privința creșterii copiilor să poate exista o astfel de rețetă, dacă vreți, cu ingrediente, cum să le folosești și să iasă copilul de succes pe care ni-l dorim fiecare dintre noi. E, nu este așa, pentru că o viață de copil este un dar de la Dumnezeu și așa cum se spunea, fiecare copil este unic în felul său. Fiecare are aptitudinile sale, fiecare are modul său de a se dezvolta. Responsabilitatea noastră ca și părinți este aceea de a putea veghea la dezvoltarea sa. Să nu lăsăm niciodată dezechilibru între aceste planuri de dezvoltare, să nu lăsăm niciodată, eu știu, ca din punct de vedere fizic să se dezvolte mai mult decât din punct de vedere spiritual, așa cum vom vedea că fratele Nelu va atinge acest aspect. Sau din punct de vedere, eu știu, intelectual să fie mult mai dezvoltat decât din punct de vedere fizic. Întotdeauna, ca și părinți, avem responsabilitatea aceasta și trebuie să-i cerem înțelepciunea lui Dumnezeu de a putea menține echilibrul. Pentru că dincolo de a avea, așa, repet lucrul acesta, dincolo de a avea copiii cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai, cred că trebuie să avem niște copii care să-L iubească pe Dumnezeu și El să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.